să fac darea de seamă, pentru că v-am spus că am mers la Avocatul Poporului astăzi. Și trebuie să vă spun că am stat vreo oră și ceva să discutăm toate aspectele de care m-am lovit în primul rând la Comisia de Abuzuri. Da, stați ca să opresc să nu mai sune nimeni. Deci, în primul rând, i-am mulțumit doamnei Renate Weber din partea colegilor mei avocați, ai consilierilor juridici și ai tuturor celor care am fost în stradă. Știți că la un moment dat am vrut să-i oferim un coș cu flori și nu s-a putut. Și am mulțumit pentru toată munca sa de anul trecut și pentru toți cei care au lucrat, astfel încât totuși România să aibă anul trecut, vorbim în vară, când s-au tot atacat la Curtea Constituțională și am găsit deschidere din partea Avocatului Poporului, doamne Renate Weber, și al consilierilor săi. Și a rămas plăcut impresionată, pentru că să știți că mulțumirile și recunoștința față de o persoană sunt rare, mai ales cei care sunt în funcții publice. Am vorbit despre anularea amenzilor. Eu le vreau și pe cele din starea de alertă, dar s-a pus problema în principal la celor din starea de urgență, pentru că acolo avem deja o decizie a Curții Constituționale. Problema care se pune și pe care am sesizat-o și eu discutând cu oamenii este că, deși aceste amenzi sunt neconstituționale din perioada stării de urgență, pentru că nu au bază legală de a se imputa aceste amenzi, nu toată lumea a dat în judecată Ministerul de Interne, nu s-a judecat pentru anularea plângerilor prin plângerile împotriva proceselor verbale prin care se constata contravenția și acele amenzi, unele de 20.000 de lei. Evident, foarte multe abuzuri s-au petrecut la țară sau împotriva oamenilor care nu au carte, exact ce v-am spus, sunt măsuri abuzive exercitate de polițiști și de jandarmi împotriva oamenilor care nu-și cunosc drepturile, nu cunosc legislația și așa mai departe. Din vreo 300.000 de amenzi au fost atacate în instanță doar 100.000. Da, pentru instanță este un efort cumplit, pentru că instanțele din România sunt practic blocate. De-abia acum, în noiembrie-decembrie, au început să se judece procesele verbale ale amenzilor date în perioada stării de urgență, deci martie-aprilie-mai, da? Când oamenii au fost amendați. Problema e că termenul de judecată acționare în instanță s-a dus, pentru că ele se atacă în termen de 15 zile de la comunicare. Foarte mulți nu au avut cum să atace, pentru că nici nu s-au putut deplasa, alții nu au știut și rămân vreo 200.000 de oameni amendați care nu au cum să-și anuleze aceste amenzi. Din câte am înțeles, nu s-a început executarea silită. Păi da, dar executarea silită se poate întâmpla oricând în câțiva ani de acum încolo. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche, pentru că oamenii vor rămâne cu aceste amenzi și executările silite făcute de ANAF sunt dure, să știți, nu te joci. Ce facem cu oamenii analfabeți? Ce facem cu oamenii care nu știu ce înseamnă toate aceste lucruri, care nu au acces la Facebook, care nu au acces la rețelele de socializare și la
televiziunile unde mai mergem noi, unde oricum ați văzut că nu există problema asta. Deci la acest moment problema, numai problema amenzilor din starea de urgență a cele două luni și jumătate este foarte gravă. Nu mai vorbim de cele din starea de alertă. Din punctul nostru de vedere, am și spus-o, este o chestiune politică, pentru că PNL-ul este clar că dacă va da o fel de amnistie, va trebui să, mă rog, se pune problema de a-și recunoaște vina. Păi, oricum e recunoscută vina prin faptul că trebuie să-și recunoască vina pentru că nu a fost legal nimica și s-au dat amenziile pe baza unei legislații care încalcă Constituția României. Salutare din Serbia, acum sunt la stopuri, deci nu, se conduce groaznic în București, bară la bară. Evident că eu cred că ei au vrut, e clar că au vrut să-și facă niște bani la bugetul de stat, că doar știm să ne împrumutăm și atâta tot. Cert este că e o decizie politică. Eu am vorbit în Parlament și cu reprezentanța ai PSD-ului și cu reprezentanța ai PNL-ului și am solicitat să se discute nu numai pentru cele din starea de urgență, ci și pe cele din starea de alertă, pentru că și aici avem o problemă, din punctul meu de vedere sunt neconstituționale și doi la mână sunt date pe abuz. Nu mai vorbim de toate infracțiunile făcute de comise de jandarmi și de polițiști. Ajung și la problema asta. Deci, este o chestiune politică cu amenziile. Trebuie dată ori o ordonanță, ori o lege să o adoptăm noi legat de amnistie, un fel de amnistie cu privire la aceste amenzi, pentru că oricum în instanță vă spun că Ministerul de Interne trimite întâmpinări în care spune că este de acord cu anularea acestor amenzi din starea de urgență, pentru că există acea decizie a Curții Constituționale. Păi, dacă Ministerul de Interne recunoaște, atunci ce ne oprește să ajutăm oamenii și să-i scăpăm pe toți? Pentru că așa ar fi corect. Și poate și-ar mai spăla din păcate și PNL-ul și cine a mai fost pe la guvernare, și UDMR-ul, și USR-ul, și PSD-ul, că doar i-a susținut și a votat toate aberațiile de legi. Bun, deci e o chestie politică, evident că și avocatul poporului militează pentru aceste lucruri, a tot făcut solicitări. În ceea ce privește toate demersurile cu privire la învățământ, vă spun că și avocatul poporului a adresat note cu privire la începerea învățământului și că nu este normal că avem 2 ani de zile, vom avea 2 ani de zile de distrugerea învățământului. Trebuie găsită o soluție, pentru că distrugem efectiv învățământul și așa e distrus și ajungem la analfabetizare. Din păcate, de la Ministerul Învățământului, așa cum era de așteptat, nu a primit răspunsuri. Dacă vreți să vedeți activitatea Avocatului Poporului, intrați pe site-ul Avocatului Poporului și o să vedeți, căutați la activitate, o să vedeți și raportul Avocatului Poporului pe anul trecut și mai sunt mai multe rapoarte cu privire la problema învățământului, la problema amenzilor, toate demersurile făcute de acesta. Vă dați seama că și Avocatul Poporului are niște competențe limitate, nu poți să faci tu ordine. Problema e că din cauza pandemiei nu s-au putut face acele anchete să meargă în teritoriu și eu am solicitat să se înceapă să se facă aceste anchete, măcar pentru ceea ce se întâmplă în spitale, pentru că acolo avem o gravă problemă și am adus și aceste probleme în discuție, având în vedere că se iau telefoanele oamenilor și s-a
efectiv au rămas siderați toți consilierii și împreună cu dânsa, pentru că s-a mai pus această problemă atunci când s-a votat legea 136/2020. Știți, când eram cu toții în stradă și spuneam că acelea, s-a renunțat la articolele în care spitalele aveau dreptul să ia bunurile oamenilor și nu știau la acest moment că se mai întâmplă aceste lucruri. Într-adevăr, la ATI nu îți lasă telefonul, însă au obligația să anunțe familia și să discute cu familia și să aducă la cunoștința familiei tot ceea ce se întâmplă cu bolnavul, ceea ce nu se face. Aici avem grave probleme. Evident că am discutat și despre tratamentul aplicat. Vă spun că din punctul meu de vedere, în spitalele din România se petrece un genocid, pentru că tratamentele aplicate, din ceea ce spun medicii și din toate actele care mi-au fost mi-au parvenit ca urmare a decesului unor persoane, arată foarte clar că există două feluri de tratamente, unul mediu și unul foarte dur. Și în general se aplică cel dur, că vezi, Doamne, să nu moară omul. Numai că din cauza interacțiunii între aceste medicamente, evident că organismul omului cedează. Cel puțin asta mi s-a spus până la acest moment. Trebuie făcute anchete în orice caz. Trebuie aduse la cunoștința toate aceste fapte, trebuie aduse la cunoștința Ministerului Sănătății, Ministerului de Interne. Trebuie luată atitudine, pentru că nu se poate. Din câte am înțeles de la medici, cei care ajung la ATI, în jur de 98% decedează. Deci ceva se întâmplă acolo. Ceea ce vă spun, dacă aveți astfel de situații și cu furtul telefonului de către medici asistente, pentru că este furt, nu ai voie să faci acest lucru, vă rog frumos să adresați petiții și către Avocatul Poporului, nu numai către Comisia de Abuzuri. Dacă aveți probleme cu faptul că nu vi se comunică date despre pacient, scrieți și Avocatului Poporului, pentru că așa poate fi sesizat. Sunt cele 20 de cazuri din Bacău de autopsii în care s-a descoperit că nu aveau COVID și aceștia ar trebui măcar o parte dintre ei să se adreseze cu petiții către Avocatul Poporului. Și mai avem situații cu privire la așa este, în spitale este un dezastru ce se întâmplă. În general, Ministerul Sănătății mai răspunde, Ministerul Muncii nu răspunde, dar la toate interpelările, la toate solicitările Avocatului Poporului, măcar Ministerul Muncii s-a dus pe teren și a făcut și a demarat acele anchete și au rezolvat problemele. Deci cea mai mare problemă este la învățământ, la Ministerul Educației, mă rog, unde era doamna Anisie. Sper că domnul Câmpeanu este mult mai deschis decât doamna Anisie și sper că că înțelege că sunt chestiuni care trebuie rezolvate, că nu putem să stăm în acest... Am înțeles că domnul Câmpeanu ar fi dorit să înceapă școala, însă de la Ministerul de Interne, astăzi de dimineață a apărut un punct de vedere al, nu știu, cărui consilier sau ministru secretar de stat din Ministerul de Interne sau Ministerul Sănătății, care a spus că nu sunt de acord cu începerea școlii pentru că a apărut, nu știu ce, tulpină de SARS-CoV-2 în Anglia, care ar fi mai mult îndreptată către copii, da? Deci l-au lucrat și păstaie către copii și atunci se va duce, va fi o mare problemă dacă se deschid școlile. Și mă întreb, de ce oare toată Europa are școlile deschise, nu are nimeni plexiglas? Da, acestea au fost niște afaceri care trebuie sesizată Curtea de Conturi obligatoriu pentru a face controle, pentru că acolo s-a întâmplat ceva. Este foarte clar că s-a întâmplat ceva. N-are legătură cu pandemia, în orice caz sunt numai măsuri politice, n-au nicio legătură cu măsurile de sănătate, pentru că dacă ar fi fost, ar fi făcut anchete epidemiologice. Mai mult,
Inclusiv avocatul poporului știe că în România nu s-a decretat niciodată epidemie. S-a trecut direct la certificarea pandemiei. Și aici vă spun că avem o problemă. Pandemie înseamnă că avem o boală la nivel mondial, ceea ce nu implică faptul că toate țările din lume ar avea această problemă, iar fiecare țară trebuie să decreteze epidemia, adică că este la nivel național, dar trebuie făcute anchete epidemiologice. Problema este că totul a pornit de la OMS. OMS-ul, care e dat în judecat acum de aproape 200 de țări, că bineînțeles că România nu face parte dintre ele, pentru inducerea în eroare și toată propaganda aceasta care a distrus de fapt liniștea fiecărui popor. Numai că în alte țări există niște instanțe deștepte și corecte și curajoase, care, mai ales Curtea Constituțională, care a anulat o mare parte din ele, s-a anulat la Curtea Constituțională, s-au anulat toate măsurile din vremea luate în caz de COVID, pe motiv că încalcă drepturile și libertățile constituționale și fundamentale. În România mai avem mult până departe, pentru că, deci nu știu, e același număr care cred că m-a sunat de 30 de ori. Deci dacă tot insistați atâta, vă spun că nu mai răspund. Puteți foarte bine să scrieți un mesaj și atâta tot și vă o să revin eu cu telefonul când pot eu. Nu pot să răspund la 1000 și ceva de telefoane în fiecare zi, vă rog să înțelegeți. Și nu mai insistați, trimiteți un mesaj și când o să am timp și pot să revin cu telefonul. Ideea este că avem aceste grave probleme în spitale care pornesc și de la acele protocoale. Trebuie sesizate Ministerul Sănătății și spitalele și DSP-urile, care nu prea își fac treaba. Avem o problemă cu managerii care instituie teroarea în rândul medicilor, tuturor le este frică, pentru că sunt amenințați de manageri că sunt dați afară, că nu știu, li se iau sporurile și așa mai departe. Și stau să mă întreb și ne întrebăm cu toții care este motivul pentru care și care e baza legală în virtutea căreia un manager face astfel de amenințări. Bun. În ceea ce privește testările, condiționarea testărilor, pentru că am adus această problemă în discuție, și avem aici niște cluburi de fotbal care impun fotbaliștilor, inclusiv juniori, să facă testarea de SARS-CoV-2 la 2 săptămâni, așa cum medicii sunt obligați să se testeze la 10 zile. Vă spun și eu, a spus-o și doamna avocata poporului, că nu există bază legală pentru așa ceva. Se încalcă grav dispoziții naționale și internaționale. Nu poți să condiționezi venitul la muncă sau păstrarea locului de muncă de efectuarea acestui test. Este ilegal. De aceea, dacă vi se face acest lucru, faceți plângeri penale. Sunteți abuzați de către poliție și jandarmi, faceți-le plângeri penale. Inclusiv avocatul poporului a sesizat Ministerul de Interne cu privire la... Deci cred că e a 50-a oară când mă sună. A sesizat Ministerul de Interne cu privire la abuzurile făcute de poliție și de către jandarmerie. Multe sunt constituite în dosare penale și știm foarte bine ce se întâmplă. La altele s-a dat clasare. Atenție, au fost niște proceduri disciplinare. Trebuie să aflăm acum ce s-a întâmplat în cadrul acelor proceduri disciplinare, pentru că nu știm. Evident că nu se iau măsurile care se impun, însă legislația aberantă și abuzivă va da naștere la abuzuri din partea celor care se erijează în personal de control. Deci vă spun încă o dată, am adus această problemă în discuția cu avocatul poporului și ce o să vă rog este că atunci când întâlniți astfel de probleme
sesizați inclusiv avocatul poporului. Găsiți adresa de mail, cred că este petiții@avp.ro, ceva de genul ăsta. Intrați pe site-ul avocatului poporului. Deci mă sesizați pe mine, dar sesizați neapărat avocatul poporului și neapărat faceți plângeri penale. Știu că foarte mulți tremură de frică. Bun, dacă o să stăm cu frica în sân non-stop, să știți că vom avea parte numai de teroare și de abuzuri. Și s-a terminat cu libertatea în România. Mai de ună am vorbit cu privire la aceste testări, cu faptul că în străinătate s-a dat drumul la economie și la școli, pentru că s-a instituit această obligativitate a testării. Și încă o dată vă spun, este un act medical, încarcă convenția de la Oviedo, nu este voie. Dați-i, cei care sunt afară ar trebui să le facă plângeri penale. Nu este ok, se încalcă grav niște tratate internaționale la care cele mai multe dintre state sunt parte. Pentru că mai este un singur pas de la testare și știm și noi foarte bine ce probleme are RT-PCR-ul și nu se face o diagnosticare corectă de către un medic, ci de către un aparat, ceea ce iar nu este corect, așa că avem hotărârea Curții de Apel din Lisabona, care a spus foarte clar că nu poate carantina persoane doar pe baza testului RT-PCR, ci doar în baza unui control efectuat temeinic de către un medic, cu toate analizele făcute, cu tot ceea ce este obligat un medic să facă, care acel medic trebuie să-și asume rezultatul investigației sale. Deci trebuie o investigație de medic, nu numai testul RT-PCR. Deci avem probleme și aici. Și au și cei din afara granițelor, că mă sună foarte mulți români care trăiesc în afara granițelor țării și îmi spun că li se condiționează accesul la muncă sau accesul la o companie aeriană de efectuarea acestui test SARS-CoV-2. Nu au voie să facă așa ceva. S-a mai discutat și despre problema cu blocatul pe rețeaua de socializare, Facebook-a și pe Twitter și așa mai departe. Deja există o luare de poziție în Parlamentul European. Va trebui să se ia o atitudine la nivel european, pentru că evident toată lumea a rămas siderată de problema președintelui Trump, indiferent ce opinii poți să ai împotriva președintelui Trump, e totuși președintele Statelor Unite ale Americii și o companie, chiar dacă este privată, ea totuși trebuie să respecte o legislație națională și internațională și este inadmisibil ca aceste conturi ale unui președinte de stat, care și al oricui muritor de rând, da? Să fie blocate. Doi la mână, cine face evaluarea acelor texte care consideră Facebook sau Twitter sau cine o mai fi că încalcă politicile sale? Nu știm. Ceea ce încalcă grav niște dispoziții internaționale, dar problema este că până ia Uniunea Europeană o decizie și va fi o directivă, deci fiecare stat va trebui să implementeze respectiva legislație după cum o duce capul, nici nu vreau să mă gândesc cum o va duce capul pe România, că suntem sătui de cum i-a dus capul, cum a dus capul autoritățile în perioada pandemiei. Știm că avem pe colegul nostru, avocatul Dan Chidic, care a dat în judecată Facebook. Problema este că nu există Facebook România, cum nu există nici Facebook Serbia sau Bulgaria sau Ungaria. Există pentru Europa de Est o reprezentanță în Irlanda și aici avem probleme. Mă rog, va avea probabil Dan în instanță.
tot ceea ce putem noi face este să încercăm să sesizăm autoritățile și să vedem cum rezolvăm situația aceasta la nivel național, pentru că se încalcă grav dreptul la liberă exprimare și libertatea la opinie, chiar dacă este o companie privată, da? Și dacă vă mai spune cineva că, vezi, Doamne, este gratuit Facebook, nu este gratuit, pentru că datorită nouă celor care avem conturi pe Facebook, da? Și datorită activității noastre pe Facebook, Facebook-ul are publicitate. Publicitate de pe urma căreia câștigă bani pe care nici nu-i putem număra. Și atunci nu este gratis. Tot ceea ce facem noi, noi de fapt muncim noi pe gratis ca proștii, pentru ca această companie, Facebook-a și toate celelalte, să aibă publicitate și să încaseze bani. Deci ei de fapt încasează bani pe munca noastră. Ca să înțelegeți cum stă treaba, da? Deci ei ar trebui să ne mulțumească nouă că avem conturi și că scriem și că facem live-uri și așa mai departe. Nu noi să le mulțumim pentru faptul că ne lasă. Nu, este o chestie, vezi, Doamne, hai, lasă-i pe ăștia să colaboreze. Nu mai vorbim câte date personale se extrag de aici, câte date sunt folosite, da? Așa că problema. Cine nu-l lasă să explice? Nu. Bun. Deci aceasta a fost problematica. În ceea ce privește amenziile, este foarte clar că ori guvernul, ori parlamentul, dar oricum este politic, trebuie vorbit cu toate partidele să-și asume și să se voteze un fel de amnistie, pentru că deja din cauza amenziilor din perioada stării de urgență, acolo au fost niște amenzi incomensurabile, s-a dat efectiv mână liberă ca în starea de alertă să se facă aceste abuzuri și să se dea astfel de amenzi, chiar dacă sunt mai mici decât în starea de urgență. Problema este cu violența exercitată de către polițiști și jandarmi când constată că o persoană, de exemplu, nu poartă mască sau o poartă inadecvat. Păi, purtatul măștii nu este infracțiune sau nepurtatul, ci este contravenția, adică se pedepsește cu o amendă, da? Păi atunci de ce îmi pui tu mie cătușe și mă târăși și mă și bați în cele mai multe cazuri? Nu au voie să fac așa ceva. V-am mai spus, înregistrații, filmații, făceți-le plângeri penale. Poporul român trebuie să învețe să își exercite drepturile și să nu-i mai fie frică. Cu cât ne va fi mai multă frică, cu atât ei vor câștiga mai mult și abuzurile vor fi din ce în ce mai mari, atrocitățile din ce în ce mai mari. Putem stopa. Da, și puterile politice, cele care au condus România anul trecut, da, trebuie să-și asume că au greșit. Asta este. Indiferent că au făcut-o intenționat sau nu, este o greșeală. Și mai ales marele grup de comunicare strategică, marea comunicare, pe ăștia văd că nu-i închide nimeni. De ce Facebook nu încearcă? Da, ne-ar trebui un Facebook să închidă libertatea de exprimare a grupului de comunicare strategică. Cine o fi în grupul acela? Ce fac? Dumnezeu știe că nu știe nimeni. Bun. Așa că am vorbit cam în jur de o oră jumate cu toții, pentru că sunt preocupări și ale avocatului poporului. Eu deduc că pentru toată activitatea de anul trecut, eu deduc, nu mi-a zis nimeni, atenție, este simpla mea opinie, dar vin să cred că am dreptate, că există niște presiuni cumplite asupra instituției avocatului poporului, pentru că dacă anul trecut avocatul poporului nu reacționa la sesizările noastre și la toate abuzurile care au fost
aduse la cunoștință, nu mai aveam noi relaxări, să fim foarte serioși. Bineînțeles, și cu noi, ceea ce am făcut noi cu aportul nostru din stradă și cu pelerinaje și așa mai departe. Deci a fost totuși o muncă susținută. De aceea am ținut neapărat să-i mulțumesc doamnei Renate Weber pentru curajul de care a dat dovadă anul trecut. Pentru că acum, fiind și eu într-o funcție publică, îmi dau seama ce presiuni sunt. Să nu vă închipuiți că nu sunt presiuni. Nu au tupeul să o facă direct cu mine, dar o fac indirect. Așa că dacă mă mai vedeți câteodată îngândurată și supărată, să știți că atunci au existat niște presiuni indirecte și că încerc să ies din pânza asta de păianjen, pentru că este o pânză de păianjen, este la Piovra. Cine a văzut Caracatița în anii 90, să știți că în România e mai rău ca acolo. Ascultați-mă ce vă spun. Deci va trebui, de aceea vă spun că poporul unit nu poate fi învins. Poporul are o forță fantastică. Nu vă dați seama ce forță stă în unirea voastră. Nu vă puteți închipui cum ne puteți ajuta pe noi să facem ordine cu susținerea voastră. Nu vă puteți închipui. Este foarte important să se vadă că poporul ia atitudine și că își susține aleșii și că își susține oamenii din anumite instituții, pentru că să știți că în toate instituțiile sunt oameni care încearcă să ajute poporul român, însă efectiv nu au sprijinul nimănui, măcar din partea poporului să existe. Nu știu dacă ați văzut, ați auzit, este o înregistrare, circulă pe Facebook, a doamnei fizician Felicia Milian, care menționează cele trei avocate care s-au luptat, mă rog, printre alții, evident, dar ea le menționează pe mine, Minodora și pe Marina. Și apoi, spre sfârșit, menționează că cu o floare nu se poate face primăvară, că eu sunt foarte într-adevăr, dar fără voi s-ar putea să pierd și eu, cum au pierit mulți în țările celelalte, da? Pentru că nimănui nu-i convine să ai pe un fel de cuiul pe pelea, cam cum sunt eu acolo. Deci e foarte mare nevoie ca poporul, deci voi toți, cei care sunteți pe Facebook, cei care vă ieșiți în stradă, domne, sprijiniți oamenii din instituții și arătați ce întregului spectru politic că există sprijin pentru eradicarea corupției, eradicarea dictaturii medicale, sprijin și curaj, în primul rând. Deci am discutat inclusiv despre acele spitale în care medicii sau asistentele sau managerii nu dau informații familiei despre oamenii internați, în principal la ATI sau cei cărora li se iau telefoanele. Ei, așa ceva nu se poate, nu există. Știți cum și-au rezolvat oamenii problemele? S-au adunat câte 20-30, s-au dus peste ei, au făcut scandal în spital și așa au aflat ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu membrii familiilor lor. Și așa s-au și dat telefoanele înapoi, așa au fost filmați și oamenii în spitale, pentru că familia a vrut să fie liniștită și așa mai departe. Însă trebuie să cercetăm de ce la ATI, există atâta, un procentaj foarte mare de deces. Deci este foarte clar că ceva se întâmplă pe protocoale, ceva se întâmplă pe medicamentație. Evident, dacă s-ar face autopsie, tot ce urlăm noi, cei din specialiști ai dreptului și mulți specialiști în medicină, faceți autopsii, pentru că în acel moment se va descoperi cum funcționează virusul, care este contagiozitatea lui, cum se poate stopa, care sunt, cum să zic, interacțiunile cu celelalte boli,
cum au făcut totuși alte state. Așa s-a descoperit în Italia. S-au făcut vreo 50 de autopsii. A avut un medic legist curaj și a făcut autopsii, vreo 50 de autopsii, și așa s-a descoperit că nu trebuie să ai foarte mare acel oxigen, nu trebuie să-l dai cu foarte mare putere. Mă rog, ca să explic așa mai pe românește. Plus metode de tratament, pentru că atunci tratau cu alte medicamente și așa au descoperit că sunt interacțiuni cu alte medicamente și că nu acele tratează. Deci cumva trebuie făcut, să lăsăm demagogia asta ieftină că vezi, Doamne, e SARS-CoV-2 și că se îmbolnăvesc medicii legiști, în condițiile în care atât domnul profesor Astărăstoaie, cât și domnul profesor Beliș au spus foarte clar că nu există un astfel de risc în condițiile în care există acele costume speciale și sunt atâtea boli contagioase care, în urma cărora s-au făcut decesul, cărora s-au făcut autopsii și s-au descoperit foarte multe lucruri și nu s-a îmbolnăvit nimeni și n-a existat niciun pericol de infectare. Așa că haideți să lăsăm propaganda OMS-ului care se contrazice non-stop, da? Vedeți că toți, remdesivirul este bun, banul este bun. Și vă spun că într-adevăr s-a ajuns la concluzia că dacă mergem pe ideea condiționării mersului la școală, la muncă, la așa de un test, care și acest test are o marjă de eroare imensă, nu mai avem decât un pas până la condiționarea de vaccin sau orice alt act medical. Nu se poate așa ceva. Totuși s-a muncit sute de ani pentru a se adopta o carta a drepturilor omului. Au fost lupte, vorbesc între ale oamenilor, ale femeii, vă aduceți aminte că nu avea drept de vot și așa mai departe. Sunt niște lupte care au fost date pentru a avea drepturi și libertăți fundamentale. Iar acum, din cauza acestei pandemii, se renunță foarte ușor la ele, se încalcă chiar de către instituțiile care au obligația să le respecte și să le apere. Da, a fost o discuție foarte interesantă. Am descoperit-o pe doamna Renate Weber așa cum așteptam și cum am perceput-o și anul trecut. Îi înțeleg limitele profesionale, adică în sensul că ale competenței, pentru că să știți că nici eu la Comisia de Abuzuri și nici dânsa în calitate de avocat al poporului nu putem să schimbăm foarte multe lucruri, putem să anchetăm, putem să solicităm însă altor instituții și mai ales Parlamentului și Guvernului să facă ceva pentru schimbarea legislației. Deci avem de luptă, însă și voi aveți de luptă, sprijiniți-ne, dacă tot ne-ați trimis în Parlament, noi cei din aur, poate mai există și de la celelalte partide oameni pe care îi știți și care chiar vor să facă ceva pentru România. Sesizați-ne, adresați petiții, plângeri și adresați-vă și avocatului poporului, astfel încât să poată să demareze anchete și să poată să afle ceea ce se întâmplă cu adevărat. Pentru că altfel vom trăi mult și bine în această stare. Și nu cred că are cineva interesul să trăim într-o stare inchizitorială, o consider eu, în care abuzurile sunt la tot pasul și în fiecare clipă. Adică am ajuns să nu mai mergem pe stradă, nu mai știm cum să mergem pe stradă de frică unui polițist sau unui jandar care cine știe cum interpretează el sau ce ordine și ce o fi înțeles el din ordinele acelea. Cine știe ce ne face.
Pentru că, vă spun, nicăieri nu scrie nici cum arată o mască, nici care-i conformitatea măștii și așa mai departe. Eu vă spun că în Parlament am pozat cutiile de măști, nicăieri nu scrie că te-ar apăra de vreun SARS-CoV-2 sau de vreun virus. Atenție! Și atunci, da, pentru copiii din Argeș, da, se face, se face, stați liniștită, dar n-am, am spus să dau darea de seamă pentru ceea ce am discutat cu avocatul poporului și ce avem de făcut. He, acum ține de noi să negociem și, să, și de celelalte partide să înțeleagă că aceste abuzuri trebuie să înceteze și trebuie ca împreună să adoptăm o lege prin care să facem un fel de amnistie pentru aceste amenzi în principal, iar pentru celelalte probleme pe care le-am tot ridicat, vă spun că este obligatoriu să facem anchete, să sesizăm Ministerul Sănătății, să sesizăm parchetele, să înceapă investigațiile, pentru că discutăm despre viețile unor oameni. Nu mai vorbim de cei care se adresează spitalelor și nu sunt primiți, da? Ați văzut înregistrarea, nu se poate atâta umilință, nu se poate atâta lipsă de empatie din partea personalului medical. Cum este posibil să vezi un bătrân îngenunchiat, mor de durere, care îți spune că a mai avut un AVC și ceea ce simte el este tot ceea ce a simțit și atunci când a avut AVC-ul. Și tu să-l pui să se ridice singur, să nu pui mâna pe el, să-l așezi pe un scaun, să nu aduci un brancardier, să n-aduci un medic sau tu medic să te uiți la el într-o scârbă inimaginabilă, când din banii ăluia ești plătit și tu, domnule sau doamnă medic, ce erai. Rușine, așa ceva, deci voi ăștia care faceți asemenea acte mizerabile, voi sunteți rușinea sistemului medical, că sunteți infirmiere, că sunteți asistente, că sunteți medici, ceea ce e și mai rău, sau că sunteți manageri, sunteți rușinea sistemului medical, voi cei care n-aveți pic de empatie și vă bateți joc de oameni, cum și-au bătut acele personaje de acel om, filmarea care a apărut pe toate posturile de televiziune și pe internet, acel bătrân îngenunchiat care îmi dorea de 3 ore să fie consultat și nimeni nu se uita la el. Da? Este inacceptabil așa ceva. Este inacceptabil. Deci oamenii ăștia, îmi pare rău să o spun, n-au ce căuta în sistemul sanitar, ci direct în pușcărie. Da? Dar suntem într-o societate democratică și trebuie anchetați, dar faceți-le plângeri penale, cineva trebuie măcar să se autosesizeze, dacă nimeni nu face plângere penală, trebuie să se autosesizeze parchetul și să demareze aceste anchete, pentru că așa ceva nu se poate. Deci să încalci dreptul la sănătate al unui om, drept constituțional, indiferent, poate să fie și pandemie de holeră. Nu ai, te-ai făcut medic, te-ai făcut asistentă, ești infirmieră? Păi nu știai că te duci într-un spital unde sunt virus, sunt bacterii și te poți oricând infecta și să și mori? Asta este, de când ne naștem până murim, până una alta, singurul lucru cert în viață este moartea. Atât. Nimic mai mult. Bun. Mă lasă și vocea. Deci ceea ce am văzut ieri la în filmarea aceea, nu, este sub, nu poți să-i numești oameni, să numești oameni acele personaje, că nu pot să le numesc altfel, le-aș numi altfel, dar nu permit, acele personaje lipsite de orice urmă, de umanism, da? De umanitate, de ce vreți voi, de empatie, de milă măcar. Milă, milă. Da, într-adevăr, Raluca Liliana Savu trebuie trezit poporul. Cum e posibil poporul să vadă asemenea atrocități și să stea doar să se uite liniștit? Păi mâine, poi mâine sunt mamele noastre, bunicile noastre, tații noștri, frații noștri, copiii noștri în locul acelui bătrân. Sau noi înșine, credeți că vom fi tineri și sănătoși toată viața? Nu. No.
la, mai ales la halul în care se degradează umanitatea și la halul în care există aceste abuzuri și această legislație abuzivă, vă spun că sfârșitul nostru va fi cumplit. Și o să ajungem la mila unor astfel de cadre medicale și a personalului auxiliar care ne vor trata exact ca pe bătrânul de, pe care l-am văzut ieri în film. Nu, să nu vă închipuiți că nu vom avea parte de același tratament. Da, colegiul medicilor a trebuit să se autosesizeze, că din câte știu, au o chestie acolo în care spune de autosesizare, adică totuși vezi chestia asta, trage-i un pic la răspundere. Înțeleg că trebuie să apărați, să vă apărați între voi medicii, dar totuși aveți acolo niște uscături care nu au ce căuta. Și nu discutăm, o să spuneți că și în avocatură, și în magistratură, și mai, da, dar aici discutăm despre viața unui om, despre viață și moarte. Da, omul ăla putea în acele 3 ore să dea ortopopii, efectiv. Probabil că Dumnezeu a vrut să-l lase în viață. Tocmai da, Ali Mihaela, nu, uite, vedeți, asta e. Deci nu ne mai ducem în spitale, folosim leacuri Băbești. Păi și leacurile Băbești le folosiți, dar le folosiți după ureche, nu după cei care efectiv cu asta se ocupă, cum e domnul Bojor, cum e domnul Paul Moraru și așa mai departe. Deci avem grave probleme, este o societate bolnavă, nu numai de SARS-CoV-2, de cancer și așa mai departe, ci este o societate bolnavă de bolșevism și stalinism, ăsta vă spun că e. Avem niște autorități în care nepotismul este la cele mai înalte cote, deci dacă te duci într-o anumite instituții, mai ales în provincie, acolo te poți întâlni cu mamă, tată, copil, mătușă, unchi, verișor, verișoară, până la gradul al 6-lea, al 7-lea. Ăia toți acolo sunt într-o comuniune extraordinară, zici că sunt niște secte în care s-au angajat toți. Și de-aia nu poți să faci nimica. Deci cumva trebuie să terminăm cu aceste lucruri, iar dumneavoastră, cei care luați act de asemenea lucruri, aveți obligația civică de a sesiza organele de anchetă, de a sesiza organele de control. Deci asta trebuie să facă poporul român. Da, corect, nu știu pentru ce plătim CSE, pentru că, uite, nici eu nu am putut să mă duc la un spital. Au trebuit să vină medici la mine, prietenii mei. Deci ce s-a întâmplat cu taxele și impozitele mele pentru asigurările de sănătate? Dacă eu nu am acces la un tratament decât dacă sunt condiționată de testul COVID, așa ceva nu se poate. Deci nu au bază legală. Astăzi m-a sunat o clientă de-a mea, îmi venea să reziliez contractul cu ea. Nu vă spun ce am putut să-i fac. Să-mi spună că a fost aseară cu copilul la spital și că a fost obligată să-i facă copilului de 2 ani testul și că a plâns copilul de a nebunit și că l-au chinuit o jumătate de oră să-și facă testul SARS-CoV-2. Ea a refuzat. Dar pentru copil i-a lăsat. Măi, ai o problemă la creier. Adică pentru tine, oma, tu refuzi. Dar pentru copil îți dai acordul să-ți facă și copilul ăla e chinuit și maltratat. Când mi-au venit medicii, mi-au spus că protocolul de testare pentru SARS-CoV-2 impune să împingi bețigașul până spargi bariera. Păi, fraților, în momentul ăla toți microbii intră acolo și s-a terminat, v-ați împânzit sistemul, v-ați distrus sistemul imunitar pentru că v-ați împânzit organismul cu bacterii. Nu se poate, sunt niște lucruri care se bat cap în cap. Sunt lucruri pe care un medic ar trebui să le sesizeze, îmi spuneau și mama și Monica Pop, băi, oameni, e și Dragoș Dinulescu de la Câmpina. Păi zici că n-au făcut medicină, cum e posibil? Îți vine un protocol și deodată schimbi absolut tot ce s-a făcut sute și mii de ani. Și zecile astea de ani, hai,
și schimb totul, că așa scrie într-un protocol, protocol care încalcă niște norme pe care noi, pe care noi am funcționat până acum și am funcționat bine. Aici e problema. Pentru că medicii au obligația nu să asculte de protocoale, să salveze vieți, atenție, și să-și dea silința și să-și pună toate cunoștințele și experiența în slujba pacientului, astfel încât să-i acorde cea mai bună îngrijire medicală. De aceea foarte mulți medici pe care îi vedeți că vociferează sunt efectiv siderați de ceea ce se întâmplă. Aceasta a fost darea mea de seamă. Aveți foarte mare grijă ce faceți și cu orice faptă de genul pe care eu le-am învederat aici, de genul celor cărora le-am învederat aici, vă rog frumos să sesizați inclusiv avocatul poporului. Dacă știți, aveți rude internate în spital cărora li s-a luat telefonul, am văzut că sunt persoane cărora nu li se dă de mâncare în spital. Există un caz, o să fac, o să cercetez să văd dacă acel caz este adevărat. O persoană, un om în vârstă de 67 de ani sau 70 de ani, care a murit pentru că nu i s-a dat de mâncare în spital. Deci dacă vedeți așa ceva, dacă auziți așa ceva, vă rog frumos sesizați organele de control, puneți mâna și sunați la 112. Atenție, mai e o problemă. Când sunteți duși la spital, aveți dreptul să refuzați internarea. Nimeni nu vă poate obliga să vă internați fără acordul vostru. Dacă vă dați acordul, trebuie să vă dea niște acte cu privire la consimțământul informat pe care să le semnați în cunoștință de cauză. Dacă nu înțelegeți ce scrie în acele acte, aveți dreptul și ei obligația să vă explice. Dacă nu ați înțeles, nu semnați. Nu vreți să stați în spital, plecați. E dreptul vostru, refuzați internarea. Scrieți acolo că ați refuzat internarea, semnați și la revedere. Nu au dreptul să vă rețină, atenție. Nu există. Nu există obligație de a te interna. Îmi pare foarte rău să le spun, dar nu există, este total neconstituțional, încalcă drepturi ale omului. Deci trebuie să învățați care sunt drepturile voastre, care vă sunt libertățile, pentru că altfel veți avea de suferit. Și văd că tot ceea ce se întâmplă în spitale, în cea mai mare parte, se duce către moarte. Dumnezeule, totuși ar trebui să avem grijă ca oamenii să trăiască cât mai mult, nu? Nu să-i omorâm, poate chiar din neștiință, poate fără să se vrea. Eu nu spun că medicii omoară cu bună știință, dar cumva trebuie făcut ceva astfel încât tot ceea ce se întâmplă și ceea ce se aduce la cunoștința publicului să se rezolve odată, să se ancheteze și să se găsească o rezolvare, o rezolvare normală, legală. Nu să facem abuzuri continue. Bun. Deci avem de muncă, avem sesizări peste sesizări și eu atâta vă rog, un pic mai mult curaj și un pic mai mult spirit civic și implicați-vă, pentru că este țara noastră, e vorba de noi ca popor. Și noi ca popor avem obligația, numai autoritățile, numai parlamentarii să vegheze la respectarea legislației și la binele poporului. Noi ca popor, cetățenii, avem obligația să ne implicăm. E o chestie de spirit civic. Nouă ne lipsește categoric. Nici nu ne cunoaștem drepturile și libertățile, nici nu vrem să le cunoaștem. Când cineva ne spune care sunt drepturile, îl înjurăm și ștergem cu el pe jos, pentru că e mai important să îl înjurăm, să ne arătăm buna noastră cunoaștere în tot ceea ce înseamnă
limbaj colocvial, da? Decât să începem să gândim, că avem creier totuși. Folosiți, mai ales voi care înjurați, folosiți-vă creierul și gândiți că nu am niciun interes. Care ar fi interesul meu să vă spun toate lucrurile astea? În fond am ajuns în Parlament dacă cineva mă acuza pe mine că am făcut-o ca să ajung în Parlament. E uite că n-am făcut-o ca să ajung în Parlament. O fac ca să înțelegeți că sunteți o forță și că puteți muta munții din loc. Pentru că și pe mine mă interesează și eu trăiesc în țara asta și copiii mei sunt aici și noi suntem partea poporului. Peste 4 ani s-a dus, nu mai ești senator, nu mai ești deputat, nu mai ești nimic. Ești un om, un cetățean. A, da, unii poate o să aibă al doilea mandat, alții poate nici o să mai fie în viață, abar n-am. Dar important este că suntem cetățeni a acestei țări și avem și noi obligații, niște obligații civice, să ne interesăm, să luăm... Uitați-vă câți copii sunt maltratați în familiile lor și vecinii nu spun nimic. De ce? Păi să știți că e complicitate. Vedeți? Unii nu știți. Când vedeți asemenea abuzuri, este obligatoriu să luați atitudine, să sesizați organele care vor face cercetări, poliția în speță. Poliția nu vrea să se implice, că am văzut și chestia asta. Faceți-le plângeri la Ministerul de Interne, sesizați Avocatul Poporului, sesizați Comisia de Abuzuri din Senat, din Camera Deputaților și așa mai departe. Există instituții care se ocupă de aceste plângeri și de încălcările flagrante ale drepturilor cetățenilor, să știți. Doar că trebuie să vă interesați și să mai ascultați de la noi, cei care suntem o mână de oameni și încercăm să vă învățăm, nu pentru noi, că noi le știm. Nu mi se întâmplă mie așa ceva și nu o să-i se întâmple familiei mele, dar se întâmplă poate prietenilor mei, se întâmplă unor oameni, vecinilor mei. Și nu-mi convine, pentru că totuși fac parte din această, din această țară, din acest popor. Trebuie să mă intereseze ce se întâmplă celui de lângă mine. Pentru că mă afectează, mi afectează copiii, percepția, educația. Deci trebuie să învățăm să ne pese și să ne implicăm. Că degeaba urlu eu aici, nu mai da șpagă dacă tu te duci și să-ți rezolvi o chestie în 5 minute în loc să aștepți până mâine sau să cer la urgență și să te duci cu jalba în proțap să-i spui șefei: alo, doamnă, am și o nevoie în jumătate de oră, că asta ține și de șefie. Dacă toți v-ați duce peste ei să le cereți de urgență, vă spun eu că la un moment dat or să vă dea. Dar nu, noi ne ducem, mai băgăm un 50 de lei, un 100 de lei, mai punem o, nu știu ce, bomboane, nu știu ce, cafea, lasă că așa am învățat eu și de la mama, și de la tata, și de la bunica, și de la străbunica. Nu. Chestia asta trebuie să înceteze. Totul pornește inclusiv de la schimbarea noastră. Nu pot să fac o schimbare doar pentru că șoșoacă urlă în continuu împotriva abuzurilor și împotriva corupției. Sau că George urlă pentru învățământ și aurul luptă să redea învățământul și să nu mai fie ameșa. Degeaba! Dacă voi înși vă nu luați atitudine, dacă voi nu vă implicați, pentru că știți ce zic ceilalți politicieni? N-aveți susținere! Nu vrea poporul! Păi normal că nu vrea poporul dacă poporul doar scrie niște mesaje pe Facebook și când e de susținut niște chestiuni care i-ar face bine, nu-l vezi pe nicăieri. Deci trebuie să învățăm în primul rând un minim de drept. Care sunt drepturile pe care le avem? Care sunt obligațiile, evident, să nu le încălcăm? Care-i sancțiunea? Ascultați că și eu, și Minodora, și Marina, și domnul avocat Piperea, și Dan Chitic, și Mihai Rapcea, toți vă strigăm și vă spunem: vedeți că aia se face așa, vedeți că nu e bine așa, ajutați-ne, luați atitudine. Nu se vă, și Gabriel Căcescu, și Iulia Medeleanu de la Iași, Inodora Ion, Marina Alexandru, sunt oameni care sunt experți ai dreptului, care vă spun:
luați atitudine. Credeți că domnul avocat Piperea scrie degeaba sau domnul avocat Frida Nicolaescu? Credeți că ei scriu degeaba pe Facebook? Credeți că ei degeaba iau atitudine? O fac pentru că nu se mai poate. Dacă voi nu luați atitudine, dacă nu vă implicați în viața civică, dacă instituțiile și reprezentanții ăstora, angajații, nu văd că vouă vă pasă, atunci degeaba vom face noi, voi depune zeci de interpelări în Parlament, degeaba fac plângeri penale, degeaba tot, pentru că voi nu reacționați, înțelegeți odată? Voi sunteți motorul unei națiuni, voi aveți cea mai mare putere să schimbați. Vreți să cadă Arafat? Păi, ce aveți de făcut? Știți foarte bine, luați atitudine, ia începeți să scrieți la Ministerul de Interne și trimiteți 500.000 de mail-uri, 1.000.000 de mail-uri, cu tot ceea ce nu vă convine, fără să înjurați, lăsați înjurile, că nu așa facem treabă, da? Ia faceți așa, ia când vă chemăm în stradă, de ce nu ați ieșit? A fost domnul Bălan în stradă pentru învățământ. Au fost, nu știu, 100 de oameni dacă au fost. De ce? De ce cei care ați fost în București nu ați ieșit? Știți că ați fi putut să schimbați situația și să forțați ministerele să dea drumul învățământului? De voi depinde! Degeaba ies eu cu George, cu autocarul și cu toți membrii AUR. Degeaba, dacă poporul nu se mișcă. Poporul trebuie să se miște, e obligatoriu. Poporul are o forță fantastică. Pentru că voi ați propulsat oamenii în Parlament. Fără voi nu se putea. Păi dacă voi ați băgat și ne-ați băgat în Parlament, vă dați seama că voi tot așa ne puteți scoate. Voi puteți să mișcați, voi puteți să schimbați, doar să spuneți. Și spuneți-o așa cum trebuie să o facă un popor, manifestând în limitele legii, evident. Nu cu injurii, nu cu bătăi, nu cu aruncat de cărămizi, nu cu aruncat de roșii, ouă și așa mai departe. Nu! Dar uniți-vă odată și luați atitudine, că s-ar termina odată cu tot dezastrul ăsta din România. Cum să nu facă guvernul tot ce vrea el și Parlamentul să dea ce legi vrea el, când poporul nu reacționează nici măcar când copiii sunt distruși? A? Fac ce vor pentru că pot. Fac ce vor pentru că voi acceptați. Fac ce vor pentru că voi nu reacționați. Ăsta este adevărul. Că ce frică de amenzi, hai lăsați-mă în pace, le aveți toate contestații și atunci muriți în casă de frica de amenzilor, nu mai ieșiți să nu vă amendeze. Pă bune? Păi știți cum s-a scăpat de amenzi în cele mai multe locuri? Știți cum au fost puși pe fugă și polițiștii și jandarmii care făceau abuzuri? Păi, despre ce vorbim? Se poate! Se poate, doar să vreți și să fiți uniți. Da, vă spun, nu este doar o lozincă. Poporul unit nu poate fi învins. Nu, este purul adevăr pe care voi nu-l înțelegeți. Pe Facebook toată lumea e cea mai tare din parcare. Da? Urmăriți, vă rog frumos, filmarea de la Sfânta Cuvioasă Paraschiva și o să vedeți acolo ce a însemnat unitatea poporului. A fost momentul în care poporul unit nu a putut fi învins. Pentru câteva ore, nu contează, s-a îngenunchiat un sistem și de la acel moment a început eliberarea poporului român. Nu renunțați acum! Ați văzut că la Constanța n-au mai avut curaj să spună că nu se face Boboteaza? Au spus că maxim 3.000 de oameni, au fost peste 10.000 de oameni. Bravo României că s-a dus! Da? Niciodată n-a existat vreo infectare după pelerinaje, după adunări, după manifestări și eu și prietenii mei, cei care am fost acolo, suntem dovada vie. Niciunul de acolo nu s-a îmbolnăvit. Absolut niciunul. Oare de ce? Ne punem întrebări? Mai puneți-vă și întrebări. Deci vă rog frumos, luați atitudine, implicați-vă, vedeți un lucru ne la locul lui, să avem toți, dăm
plătim în rate telefoane șmechere și așa mai departe. Folosiți-vă de ele. Filmați abuzurile. Depuneți plângere. Suntem atâția avocați pe internetul ăsta, care vă ajutăm de atâtea luni de zile. Eu cel puțin și cu încă câteva colege de ale mele scriem de ani și ani de zile. Da? Aveți suport. Și mai e o problemă, dragi colegi avocați, voi cei care stați în birourile voastre și vă uitați și când apare unul și e mai vocal și are succese, începeți să dați în el. Nu! Voi aveți obligația în momentul ăsta, e o obligație, atenție, este o obligație mai mult decât civică, e prin legea 51/95, să vă adunați cât mai mulți și să începeți să faceți ordine în România împotriva abuzurilor. Da, faceți cum a făcut Brusa în Franța, faceți o asociație. Fiecare om plătește 50 de lei pe an și o să aveți să fiți și plătiți. Dar gândiți-vă totuși că sunteți parte din acest popor. Sunteți parte și copiii voștri se ducă. Nu toți sunteți miliardari și știți foarte bine ce vă spun. Aveți obligația măcar pentru copiii voștri care învață tot la școli de stat, ca al fiecărui român normal și obișnuit, da? Să faceți ceva pentru țara asta și poporul ăsta. Luați atitudine, ajutați oamenii să treacă de aceste abuzuri. Voi înși vă, dacă vedeți, dacă vi s-a dus la cunoștință, faceți voi sesizări, pentru că voi știți, oamenii nu știu să facă sesizări. Haideți să începem să fim uniți și noi în branșa noastră, în breazla noastră, pentru că am fost foarte, foarte divizați și nu avem de ce. Avocații la momentul ăsta dețin puterea și dacă sunt susținuți de popor, puterea este absolută. Numai avocații dând în judecată și cu judecătorii și cu procurorii, apropo, aveți susținerea multor judecători și procurori. Doar atât am spun. Spune-le să atace. Pentru că eu nu mai pot să o fac. Din funcția asta eu nu mai am cum să mă judec cu statul român. Voi puteți. Există o muncă considerabilă. De anul trecut și până acum am câtorva avocați care au reușit să țină în frâu toate aceste abuzuri cât s-a putut. Luați de la ei, luați de la noi. Am dat tuturor avocaților care m-au sunat, am dat toată munca mea, a lui Alex Iliescu, a lui Căcescu, al lui Iuliei Medeleanu și tot ceea ce s-a lucrat. Am pus la dispoziția tuturor avocaților care m-au sunat să spună, dă-mi și mie să încerc. Încercați odată, nu mai stați. E obligația noastră de avocați, mai ales că mă aveți pe mine acolo. Mai e și Daniel Fenechiu. Deci mai este și Laura Ficol. Să știți că nu contează de unde ești. Avocații vor fi sprijiniți. Atâta vă spun, luați odată atitudine că în voi stă salvarea. În voi avocații și în voi poporul român. Nu se poate altfel. Credeți-mă ce vă spun. Dar luați odată atitudine să terminăm odată cu toată mascarada și cu toate mizeriile care se întâmplă. Eu nu spun că nu există COVID, dar ceva se întâmplă, există numai abuzuri și nu există o bază legală și nu există anchete epidemiologice. Ceva nu e la locul lui, ceva e putred nu în Danemarca, în România și evident și la nivel mondial, numai că uite la nivel mondial, fiecare breazlă avocățească de acolo a luat atitudine. În Spania s-au unit 3.000 de avocați. În Franța sunt 1.500. Ai noștri unde sunt? Că n-are rost să vă spun cât suntem. Că vă înspăimântați. De cât suntem. O mână de oameni au ținut un guvern în frâu. Și cu voi toți cei care ne-ați susținut și care ați ieșit în stradă și care ați luat atitudine și ați trimis tot ceea ce am lucrat noi către toate instituțiile statului. Da, am fost o forță și suntem.
Vă rog frumos, luați atitudine, nu mai stați în pasivitate. Vine vaccinarea peste noi. Nu o să ne oprim, nu o să putem să le oprim această nebunie decât împreună. Vaccinare pentru ce? Pentru o boală care are mortalitate până în 1%? Și pentru ce? Cu un vaccin care este în experiment până în 2023? Păi ce suntem noi, cobailor? Și acum folosesc și biserica în acest interes ca să împartă biserica broșuri? Ce treabă are biserica? Dar când a fost să mergem de-a Paște, la pelerinaje, la Crăciun, la Bobotează, s-a interesat Ministerul de Interne dacă există vreo broșură pentru credincioși? Că poate aveam și noi nevoie, da? Poate există nevoie, e o nevoie și sufletească, nu numai de vaccinare. Pentru ce băgați cultele în această problemă medicală? Acum aveți nevoie de biserici și de Dumnezeu? Da? Și de credincioși? Păi n-ați șters, mă, cu noi pe jos? Nu ne-ați băgat jandarmii și poliția? Și cu bătăi și cu abuzuri și cu amenzi? Că și eu și bărbatul meu avem peste 20.000 de lei, adică 200 de milioane vechi amenzi. Cred că am contestat în fiecare oraș în care am fost, am câte o contestație, o plângere împotriva unui proces verbal. Da? Nu, domnule, nu, cine zice că e răspunzător Bill Gates? Nu, noi suntem răspunzători. Noi, pentru că nu luăm atitudine. Da? Aveți ajutorul nostru necondiționat. Faceți și voi ceva. Și vă întreb încă o dată, întreb în alți ierarhi. Pentru ce biserica se implică în această problemă în condițiile în care și guvernul și armata n-au dat niciunul doi bani pe noi, pe credința noastră, da? La Paște ne-am dus pascuns la biserică, da? Au fost preoți care au ținut lacătul pe biserică. Așa ceva nu poate exista. Acum e nevoie de biserică și de preoți ca să le împartă ghidul vaccinării? Nu mulțumim! Biserica n-are ce căuta să se implice în așa ceva. Pentru că dacă oamenii vor considera credincioși și vor considera că trebuie să se vaccineze, vă spun eu o chestie psihologică. Măi, mi-a dat-o preotul, o dă biserica, e de încredere. Atenție! E de încredere! Și atunci omul se va vaccina. Ce te faci? Eu nu zic să nu se vaccineze, treaba lui. Dar lasă să-ți dea acel plian medicul. Pentru că medicul e cel care îți poate răspunde la întrebări, nu preotul. Preotul îți răspunde la întrebări de suflet. Pentru asta e el acolo. Și de religie. Cine are obligația să răspundă pentru vaccinare, sunt medicii. Ministerul Sănătății, iar dacă Ministerul Apărării este implicat, atunci o facă cu medici militari, cu aia o mână care mai sunt. Da? Bun. De ce băgați biserica? Vă spun eu, e o chestie psihologică. Mi-o dă preotul, mă vaccinez. Bun. Să zicem că e bine să te vaccinezi. I se spune că până în 2023 acest vaccin este în testare? Nu. Nu i se spune. I se spune că de fapt el e pe post de cobai. Bun. Cine o spune? Preotul? Bun. Îi spune cineva credincioșului că poate avea efecte adverse? La câți analfabeti funcționali avem în țară? Mă întreb câți vor înțelege ce scrie în acea cărticică de 18 pagini. Dar aș vrea să o dea publicității, să vedem limbajul în care e scrisă, că sunt sigură că nu e explicat cum trebuie, astfel încât fiecare om și cel fără o clasă măcar, dar ce te faci că la nu știe să citească și să scrie, va înțelege ce scrie acolo.
Așa că vreau să întreb biserica, în cazul în care credincioșii se vor vaccina și vor avea efecte adverse, că vor exista și de-astea, își asumă biserica toate efectele adverse, având în vedere că a făcut publicitate la vaccinare, indiferent cum a dat acele cărți. Cărțile acelea trebuie date de medici, n-au treabă bisericile. Eu nu am văzut o deschidere mare a autorităților și nici a armatei și a nici a domnului Gheorghiță pentru sănătatea sufletească a poporului român. Cred că ar fi foarte important să funcționăm normal, curat sufletește, da? Cei care sunt credincioși, cei care nu, asta este. N-am văzut vreo cărțulie de 18 pagini în care să se menționeze ce face masca, pentru că masca provoacă o groază de probleme de sănătate. Nu am văzut un interes extraordinar al autorităților pentru și un interes pentru a înștiința populația cu privire la tot ceea ce se întâmplă de un an de zile. N-am văzut cărți în care să mi se arate cercetări științifice cu privire la SARS-CoV-2, cu privire la contagiozitate, cu privire la purtatul măștii, ce fel de mască. N-am văzut preocuparea instituțiilor statului de a da măști gratis oamenilor săraci sau să fie aceste testări COVID să fie gratis. În schimb, în Parlament măștile se dau pe gratis. Păi da, că parlamentarii au probleme cu banii, da? În loc fiecare parlamentar să-și ia, să-și cumpere masca proprie. Nu, acolo se dau pe gratis. Peste tot vezi, în toate măsuțele, vezi câte o cutie de măști. Bun. Deci avem o problemă și cred că borul trebuie să iasă din capcana care i-a fost întinsă. Da, probabil că nu a vrut să spună nu participăm și așa mai departe, să nu se zică că nu sprijină acțiunile statului, însă m-aș fi așteptat ca Boru să-și aducă aminte că nicio instituție a statului nu a sprijinit credința în România în timp de pandemie. Din contră, avem un dușman suprem al credinței creștin-ortodoxe, care este de altă religie și care nu a făcut altceva decât să dispună ordine care au încălcat dreptul fundamental la credință. Așa că Georgel Vârlan, nu, masca nu este un ron. Masca e de la 2,5 lei în sus și la cum este făcut ordinul 874 pe 81/2020, dar ce să faci? În cultura juridică te face să râzi de amărâți, cum ai râs tu. Ordinul ăla îți spune cam când trebuie să o schimbi. Și ajuns să o schimbi foarte des. Și dacă e un ron, cum spui tu, dacă vrei să respecti acel ordin, atunci ai o problemă. Pentru că nu poți, nu-ți ajung banii. Sunt oameni care cu un leu cumpără o pâine, da, aia nenorocită, de care mulți dintre noi nici nu știm că există, și este mâncarea lor într-o zi. Dar când nu cunoști aceste aspecte, atunci poți să pui emoticoane cu râsete, că spun eu că oamenii nu-și permit să cumpere măști. V-am mai spus, unii trăiesc atât de sus că habar n-au ce este jos. Dragii mei, închei aici darea mea de seamă. Sper că v-a folosit tot ceea ce v-am spus.
și să luați atitudine, să începeți să funcționați cum trebuie să funcționeze un popor, prin implicare, prin a-i păsa, prin empatie, da? Să-ți pese de ceilalți. Și nu numai că când vorbim de contagiozitate, ci când vorbim de drepturi, de libertăți, de abuzuri, da? Și de încălcarea cu obstinația drepturilor și libertăților fundamentale de către chiar instituțiile statului sau că de către organele statului care ar trebui să vegheze la respectarea acestora. Vă urez o seară frumoasă și sper să vă folosească ceea ce v-am spus. Doamne ajută tuturor!